Bună ziua, vă salută Tatiana. Astăzi voi veni în fața dumneavoastră pentru a vă prezenta punctul Margareta. Acest punct este foarte bine folosit pentru a lucra genți sau poșetuțe. Punctul în sine este ușor de realizat, de aceea eu vi-l voi prezenta astăzi. Voi folosi acest fir tip șnur și croșetul cu numărul 4. Poate fi lucrat acest model, bineînțeles, în orice tip de fir doriți dumneavoastră și cu croșetul adaptat. Pentru început, deci, așa cum spuneam, dacă doriți să lucrați o poșetuță, vom pune un număr de ochiuri de lanț pentru lungimea de care avem nevoie. Iar eu voi începe să pun ochiurile de lanț, după care vom continua prin a explica cum se lucrează acest punct. Mie îmi place foarte mult și este și foarte ușor de realizat. Deci am pus aici un anumit număr de ochiuri, nu le-am numărat. După ce am pus aceste ochiuri de lanț, deci nu uitați dumneavoastră, trebuie să puneți lungimea de care aveți nevoie. Vom face un alt ochi de lanț și ne vom întoarce înapoi cu piciorușe scurte. Și lucrând piciorușe scurte, vom ajunge până la capătul rândului. Deci am făcut piciorușe scurte până la capătul acestui rând. Acum voi face 1, 2, 3 ochiuri de lanț, după care voi întoarce lucrul pe partea cealaltă. Și începând din acest moment, vedeți, am pus un pic lucrul în acest mod. Voi intra cu croșetul în ochiul de lanț cu numărul 2, ochiul de lanț cu numărul 3, țin fire de aici pe croșet. Voi întoarce lucrul, după care intru cu croșetul în ochiul, în piciorușul scurt, ultimul, unde am efectuat ultimul picioruș scurt. După cum vedeți, am patru fire pe croșet. Apoi voi intra în următorul picioruș scurt, voi extrage firul și în următorul. În acest mod eu am un număr de 6 fire, după care cu croșetul încet voi trece prin corespondența acestor 6 fire și voi închide cu un ochi de lanț. În felul acesta, uitați-vă, am obținut și eu un colț foarte frumos. Vom continua. În acest moment voi intra cu croșetul din nou exact aici unde am închis toate firele, le-am unit. Deci voi intra aici cu croșetul, extrag odată firul, voi avea 2. Voi intra în ultimul fir, am 3 fire. Voi intra în piciorușul, ultimul picioruș, de unde am extras firul, am 4. Și în următoarele 2, după care voi avea din nou un număr de 6 piciorușe pe croșet. Și din nou le vom închide în același mod. Și vom continua în felul acesta. Deci intru prin mijloc, extrag un picioruș, prin ultimul picioruș, ultimul fir, avem 3, prin piciorușul ultimul din care am tras firul, avem 4, și prin următoarele 2 piciorușe. După cum vedeți, nu este nimic greu. Am extras firul și voi închide totul, voi fixa cu un ochi. Uitați-vă cum se prezintă. În felul acesta veți putea continua până la sfârșitul rândului, așa cum spuneam, în funcție de lucrarea dumneavoastră, de ceea ce doriți să faceți, însă cum am înțeles că sunt doamne doritoare să lucreze
Gentuțe, eu am venit cu acest nou model care cu siguranță vă va fi de folos și în felul acesta veți putea lucra ceea ce doriți dumneavoastră. După cum vedeți, am adunat din nou 6 piciorușe și le voi fixa. Foarte frumos se prezintă. Este mult mai ușor de lucrat decât alte anumite modele pentru genți. Este la fel de frumos. Am ajuns aproape de sfârșitul rândului. Voi face din nou ultimul punct, pentru că aceasta este doar o jumătate de margaretă. Cu rândul următor ne vom întoarce și vom închide margaretele. Vedeți, este foarte ușor, doar că aici este un pic mai dificil la capătul rândului, pentru că firul meu este foarte, foarte tare. Așa, în momentul în care am ajuns la capătul rândului, vom lua firul pe croșet și voi intra în ultimul picioruș, voi face un picioruș dublu redus, în felul acesta. Apoi, două ochiuri de lanț cu care mă voi ridica în sus. Voi întoarce lucrul, abia acum voi lua firul pe croșet și în corespondența spațiului unde am închis cele 6 piciorușe, noi vom intra și vom face două piciorușe dublu reduse. Cum veți reuși să individuați acest spațiu fără să întoarceți lucru? Foarte simplu, veți sări un picioruș din rândul anterior și în corespondența următorului este spațiul unde trebuie să intrați și să lucrați cele două piciorușe dublu reduse. În felul acesta ne îndreptăm din nou către capătul rândului și veți vedea ce aspect are când ajungem la capăt. Suntem aproape de sfârșitul rândului. Acum voi face ultimele două piciorușe dublu reduse, după care voi închide rândul în ultimul picioruș, din nou cu un picioruș dublu redus, în felul acesta. Acesta este modelul. Pentru a continua, vom începe în același mod, 3 ochiuri de lanț, vom întoarce din nou lucrul și vom intra în corespondența celui de-al doilea ochi de lanț, vom extrage firul corespondența celui de-al treilea ochi de lanț, în piciorușul de desubt chiar și în următoarele două piciorușe. Deci, în felul acesta va fi începutul fiecărui rând, pentru că
că punctul Margareta se compune din cele două rânduri de dus și întors. Ați văzut? Simplu. Am început deja cel de-al doilea rând. Eu cred că acest model poate fi foarte ușor folosit și pentru a lucra bentițe, pânglicuțe. Acum vom continua singure. În momentul în care veți ajunge la capătul rândului, din nou veți face un picioruș dublu redus, felul acesta, iar pentru întoarcere doar două ochiuri de lanț și vom întoarce lucrul și așa cum vă spuneam, luăm firul pe croșet, vom sări primul picioruș din rândul anterior, vom intra în următorul și vom face două piciorușe dublu reduse. După care vom continua în acest mod, sărim un picioruș, vom intra cel de-al doilea, cu cel de-al doilea picioruș dublu redus, noi vom închide, practic, Margareta. Și în felul acesta continuăm până la sfârșitul rândului, după care se reîncepe modul în care v-am prezentat întotdeauna un rând de început. Va începe cu 3 ochiuri de lanț și se va termina cu un picioruș dublu redus, iar următorul rând de întors va începe cu 2 ochiuri de lanț și vom închide în același mod cu picioruș dublu redus. Deci acesta este modelul în sine. Aici voi închide cu un picioruș dublu redus din nou. Și pentru a începe rândul următor, cum vă spuneam, vom face 3 ochiuri de lanț. Uitați-vă cât de frumos se prezintă. Eu aceasta am dorit să vă arăt astăzi. Sper să vă placă acest model, sper să îl îmbrățișați cu plăcere. Iar dacă v-a plăcut, vă rog să lăsați un like, un comentariu și vă doresc spor la treabă. Vă salută Tatiana, la revedere!